Haideți să vă ridicați. Am să citesc un verset din Psalmul 101 și apoi Psalmul 127. Din Psalmul 101, versetul 2. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiind sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețe în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Pentru că suntem la o întâlnire de familie, vreau să sunteți prietenii mei colegi. Vă rog să mergeți în partea aceea și să vă luați soțiile lângă dumneavoastră. Rămâne sora. Rămâne sora. Vine și dumneavoastră acolo aproape. Și dacă nu vă supărați, să veniți puțin mai în față. Sunt aici scaune goale. Faceți o mișcare și dumneavoastră de mai în spate. Haideți mai că mă motivați să nu stric tare. De regulă când predic mă agit, dar poate dacă veniți mai aproape încerc să fiu mai temperat astăzi sau cel puțin mă străduiesc. Puteți să faceți mișcarea cei de pe ultimele scaune. Știu că sunteți meriți, asta nu, e în regulă, haideți. Haideți, vă rog, Petru, fă mișcarea aia pe acolo și... Haideți mai aproape. Deci nu stăm la masă până nu vine și el. Trebuie să mai veniți mai în față ca să începem. Haideți, vă rog. Mulțumesc frumos. Abia am venit să fac regulă aici la dumneavoastră, dar încă o dată suntem la o întâlnire de familie. Mie cel mai mult mi-a plăcut la căsătoriile copiilor noștri că pentru prima dată sau singura dată când am ocazia să stau lângă soția mea în biserică. Și o și țin de mână. Acum la următoarea nuntă fica noastră insistă că să am și un mesaj, nu știu cum va fi asta, dar în premier, la 7-lea copil, cred că se poate purta o astfel de experiență. Da, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră, mulțumesc pentru aprecieri. Sigur că trebuie să știți că nu sunt persoana cea mai potrivită pentru ceea ce fac astăzi. Și aceasta pentru că în general mă ocup cu alte lucruri, cu alte lucrări. Și mai este o problemă. Noi care suntem în general foarte obișnuiți cu predicarea și în perioada aceasta cu evanghelizările, avem o problemă care este a noastră, o nuanță a noastră. De exemplu, am fost la Săliștea, a fost fratele Hăuțu după mine și mai aranja lucrurile pe acolo, am înțeles, la evanghelizare, mai la altă seară, și ca fiecare predicator, m-am dus pregătit, mi-am pregătit o predică, mi-am făcut o schiță, mi-am pus toate în Biblie, mi-am aranjat și de unde, cum, ce. Și imaginați-vă că la ultima poezie, s-a spus o poezie înainte să mă ridic, Domnul m-a direcționat într-o altă, dacă asta se întâmplă cu 10 minute mai repede, te mai... Dacă se întâmplă cu 3 minute o poezie, cât poate să dureze? După ce a început poezia, apoi am simțit că trebuie să mă duc într-o altă direcție. Imaginați-vă că am avut 2 minute, 3 minute la dispoziție să-mi reformulez toate gândurile, chiar dacă m-am dus pe o predică pe care n-a fost neapărat nouă, să-mi reformulez toate gândurile, să-mi găsesc toate pasajele din Scriptură și să aduc un mesaj de 40-50 de minute. Să nu-i simplu. Numai că noi vrem să stăm întotdeauna la îndemâna lui Dumnezeu. Și vrem să transmitem mesaje, nu care plac oamenilor, care ne dă Dumnezeu. Amin. Și am simțit asta și azi dimineață. Azi noapte am venit la ora 1, de la o seară de rugăciune de la Ferneziu, de lângă Baia Mare.
Fratele, tu m-ai sunat. M-a tot, m-a ispitit Daniel. Era gata să te subăzi să nu mai e văzut de prietenul. Frate, mă jos, spune-ne temă. Care temă? Nu știu. Și cred că tot așa m-a prins într-un moment mai interesant și a zis, pune acolo o temă. O să încerc puțin să vă pliez la tema pe care dumneavoastră o aveți acolo, ca să nu fiți chiar pe lângă subiect cu ceea ce ați scris. Dar, într-un fel, astăzi mă voi duce pe o altă direcție, nu neapărat pe ideea sau să îmbrac ideea pe care am transmis-o, familia, locul de întâlnire cu Dumnezeu. Dar înainte de asta, fără să vreau să mă dau un spectacol, dintre toți bărbații care sunt aici, care dintre dumneavoastră aveți peste 35 de ani de căsătorie? Hai, ridicați o mână. Unu. Sunteți sub... E bine, asta vă avantajează. Eu după 35 de ani de căsătorie am căutat o poză a soției mele. Prima poză pe care Lumița mi-a dat-o. Și am aici. Și am primele expresii pe care mi le-au scris. În 14... Ops! Nici m-am uitat, azi în 14. În 14.06.87. 14.06.87. Mi-a scris Lumița aici un mesaj. O luat un moment de copii și o mai strâns așa, dar eu am îndreptat-o din nou. Mai am și câteva care nu scrise, dar am pus aici în Biblie și am aici cu mine. Poate după 35 de ani de căsătorie devii mai melancolic, așa mai atent, mai cum se cade, mai cu minte. Bine, unii sunt cu minți după primul an de căsătorie. Nu a fost și cazul meu așa foarte cu minte, dar viața te mai formează, viața te mai... Așa că după ce împliniți 35 de ani de căsătorie, frate păstor, să vedeți dacă mai găsiți o poză din perioada anterioară. Am întrebat ce mă califică să stau în fața dumneavoastră să vorbesc despre familie. Probabil că familia noastră. Probabil. Spunea fratele, cum e numele tău? Cornelu. Despre familia noastră. Știți, unul dintre defectele vieții mele este că eu mă expun foarte tare și nu mă știu proteja. De asta n-am o problemă. Trebuie să știți un lucru din familia noastră. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem toți copiii în adunare și pocăiți astăzi, mie mi se datorează foarte, foarte puțin. Eu n-am avut timp de familie, n-am avut timp de copii. Așa a fost contextul slujirii mele. Am fost foarte, foarte mult plecat. Și copiii mei au fost foarte mulți, mult vitregiți de prezența mea. Și dacă unii dintre ei au avut momente când au luat-o pe căi străine, sigur că mi-am asumat această responsabilitate. Și a spus mult și datorită mie. Dar, repet, dacă astăzi copiii noștri toți sunt pocăiți și sunt în biserică, aceasta este numai îndurarea lui Dumnezeu. M-auziți? Este numai îndurarea lui Dumnezeu. Nu este datorită faptului că am fost un tată devotat, că m-am rugat atât de mult cu copiii mei, că am citit atât de mult Biblia cu copiii mei. N-am avut timp să fac asta. Slujirea mea, implicarea mea, nu mi-a permis să fac foarte mult asta. Dar Dumnezeu, care e credincios, a suplimentat El, a făcut El și astăzi, uitându-ne, cât avem? 30 și 2? Cât suntem? Peste 30 de membri are familia noastră, copiii noștri, nepoții noștri și îi mulțumim lui Dumnezeu. M-am uitat la Psalmul 127 și azi dimineață, așa sunt matinal, chiar dacă m-am culcat la ora 1, m-am trezit destul de devreme și am venit puțin și cu emoții. Nu credeți că am venit cu emoții. Nu fac teatru, am venit cu emoții. Că sunt într-o zonă care nu e a mea,
care o controlez foarte bine, sunt responsabil. Și de la Psalmul 127, ultimul verset. Ferice de omul care își umble tolba de săgeți cu ei. Ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Și tocmai gândul acesta vreau să-l dezvolt. S-ar putea să iasă o predică. Da, mulțumiți-vă și cu o predică, chiar dacă nu e cea mai bună predică. Studiul de astăzi s-ar putea să nu fie neapărat un studiu. Tocmai gândul acesta vreau astăzi să-l dezvolt. Că la porțile familiei noastre, la poarta casei dumneavoastră, există dușmani. Și așa simplu am numit cumva mesajul din această zi, vrăjmașii de la poartă. De la poartă. La poartă mi-am notat că se fac anumite schimburi, anumite tranzacții. Știți, pe vremea lui Avram, când avea să cumpere un teren ca să-și îngroape moartea, citim în Geneza capitolul 23, versetul 10 și 11, că negocierea aceea s-a făcut la poartă, la poarta cetății. Acolo erau bătrânii cetății, acolo oamenii unde discutau, acolo se decideau anumite lucruri. Locul de la poartă nu este un loc neînsemnat, nu este un loc fără relevanță, cel puțin în vechiul așezământ sau în Vechiul Testament. Și Rut, când Boaz avea să-și ia o de nevastă pe Rut, știți foarte bine că tranzacția aceea, schimbul acela sau metoda aceea de răscumpărare s-a făcut la poartă. Numai că ascultați-mă. La poartă se plătesc și polițele neascultării și neatenției. Știți că acel călăreț pe care își rezema împăratul mâna, capul, pe mâna căruiaș, care n-a crezut cuvântul lui Dumnezeu prin Elisei, știți că mesajul Domnului a fost: vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei gusta din ele, pentru că n-ai crescut cuvântul Domnului. Și știți unde a fost plata neascultării? La poartă. Pentru că la poartă se plătesc și polițe ale neascultării. Și de aceea, cumva, aș vrea în această zi să ne concentrăm pe zona aceea de intrare în familia noastră. Zona de intrare. Zona aceea de la poartă, numiți-o dumneavoastră, identificați-o dumneavoastră. Băi, unde este poarta intrării în familia mea? Unde este zona în care se poate intra, în care se poate tranzacționa, în care se pot face negocieri dincolo de prezența dumneavoastră sau dincolo de ceea ce vreți dumneavoastră sau nu vreți? Și cum se plătesc polițele la poartă? Pentru că polițele neascultării se pot plăti de către noi și chiar de către copiii noștri. Nu ne dorim asta, dar din nefericire se întâmplă. Primul dușman sau vrăjmaș la care vreau să mă refer în această zi este izolarea în singurătate. Una dintre marile probleme pe care le avem în vremea aceasta și există este izolarea. Mă gândesc că aveți copii mici, aveți copii mari. Aveți adolescenți. Problema noastră, cea mai mare, și a mea este asta. Nu mai avem subiecte de discuție cu copiii noștri. Nu mai avem subiecte. Nu știu câți dintre dumneavoastră. Am realizat asta și acum nu vorbesc de rău familia. Sigur că uneori mai dau exemple din familia noastră, o să o fac și astăzi, poate o să o fac și pe Lunița să mai roșească și după aia am face observație, dar mă rog. Am venit azi noapte cu David, la volan era el, am călătorit aproape 2 ore jumate. Eram 2 în mașină, el conducea și eu stăteam lângă el. Știți ce mi-am dat seama? Nu prea avem subiecte de discuție.
Măcar că el e vorbăreț și eu sunt vorbăreț, așa. Am încercat să întreb câte ceva, să provoc la câte ceva. Răspunsurile sunt așa. Scurte, directe și de jumătate. Și poate asta vi se întâmplă și mai asta. Încercăm să dialogăm cu copiii noștri, ei au zona lor. Să nu aveți imaginația că ei nu vorbesc. Să nu aveți imaginația că ei nu comunică. Să nu aveți imaginația asta. Ei comunică. Dar ei comunică în zona lor. Ei au zona lor de comunicare. Modul lor de comunicare. Cel mai mult, nu prin grai. În singurătate, și este un flagel al singurătății. Am încercat să citesc azi dimineață ceva din psihologie. Nu că vreau să vă predau, dar am vrut să văd ce spune psihologia despre singurătate. M-am speriat. Cineva scria că atât de gravă este singurătatea și compara asta ca și cum ai fuma 15 țigări pe zi. Atât de grave și atât de mare impact are asupra creierului și asupra vieții. Acea stare de anxietate te duce în singurătate. Și la poarta noastră, la poarta familiilor dumneavoastră, stă acest vrăjmaș care se numește singurătatea și încearcă să izoleze soțul de soție. Eu am problema asta cu luminița. Noi călătorim foarte mult. Eu, în general, sunt... Se spune că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Nu-i cazul la noi în familie. La noi eu vorbesc mai mult. Și slujba care o fac, cumva, așa mă antrenez în asta. Și când... Cum călătorim noi așa mult în slujire, ce credeți că mai fac câte un drum de câte 3-4 ore și cel mai mult... Cu ce crezi că vorbesc? Cu frații. Cu frații. Vorbesc cu frații. Că n-am timp altă dată să rezolv problemele, acasă n-am timp, mă mai duc în grădină, mai fac ce mai fac când îs pe acasă, mai mult eu sunt acasă așa cu somnul cât dorm și... Și lumeța din când în când zice, bă, da, zic ceva. Dar vorbește și cu mine. Auzi, cu tine ce să vorbesc? Ce să spun ție? Păi nu prea am ce. Noi nu avem subiect, vă puteți da seama. Mă trezesc că fac 4 ore cu soția mea pe o direcție, 4 ore mă întorc înapoi acasă și cel mai mult am vorbit cu frații. Și cu soția mea. Singurătatea, oameni buni, este o mare problemă, să știți. Și în general, oamenii în momente de criză își doresc să rămână singuri. Auziți aminte de Ilie. Ilie a intrat și el într-o criză, deși era profetul Domnului cu, mă rog, poziția, capacitatea spirituală pe care Domnul și darul pe care Domnul le-a dăruit. Și cu toate astea știți foarte bine când a fugit de Izabela, undeva în cartea 1 a împăraților, în capitolul 19, versetul 3. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. De ce? A vrut să fie singur. Peste el a venit o stare de depresie și peste el a venit un gând de sinucidere. În singurătate există o presiune a diavolului pe care nu vă puteți imagina cât poate fi de mare. Nu vă puteți imagina. Și până la urmă, dorința lui a fost una radicală. Vrea să moară. În singurătate suferă comunicarea. Eu nu vreau să vă provoc. Deci aș putea să o fac. Așa să vă expun. Cum mă expun eu. Săptămâna asta. Aș putea să scriu pe coala albă. Cât am vorbit cu soția mea? Câte minute? Ar trebui să am un cal, aproximativ. Cât am vorbit cu copiii mei? Cât am stat de vorbă cu copiii mei?
Că noi mulțumim cu faptul că suntem acolo, că da, ei știu, da, ea știu, știe că o iubesc, ea știe că, ea știe. Și toate sunt niște subînțelegeri și rămân la nivelul de subînțelegeri. Deși soția, soțul are nevoie de comunicare. Avem nevoie de comunicare. Singurătatea rupe relațiile. Nu doar comunicarea este afectată. Relațiile. Faptul că nu vorbești, se rup relații, oameni. Sunt oameni care adună în ei și nu vorbesc și nu transmit mesaje și când încep să vorbească, te miri ce spun. Nu-ți vine să crezi. Păi, e vorba de soția mea. E vorba de copilul meu. Păi cât era de bine dacă fiul risipitor din casă venea la tata în timp. Bă, câte nemulțumiri au putut el să aducă. Câte nemulțumiri. Păi cum a rămas tata de șocat când a zis, auzi, eu slujesc ca un rob. De atâția vreme. De atâția ani. Eu sunt casa ta și mă zic de rob. Și mie nu mi-ai dat nici măcar un ied ca să mă bucur cu prietenii mei. Știți ce a spus tata? Păi tata urmă așa. A zis, băiat, din perspectiva mea, tot ce am eu nu un ied. E al tău. Dar tu n-ai comunicat. Dar tu n-ai vorbit. Dar tu n-ai spus niciodată ce te doar. Eu nu mi-am putut da seama de frământările tale. Nu mi-am putut da seama de așteptările tale. Nu mi-am putut da seama cu ce te frămânți. Se rup relații pentru că ne izolăm în singurătate. Se rup relații. Și când începi să fie motivate, te speri. Te miri. Mă zic, soția mea. Nu mi-am putut da seama care așteptările astea. Vă rog că soțiile au multe așteptări. Și mai ales să ne exprimăm. Știți aia că a venit un păstor într-o familie și erau deja tensiuni destul de mari. Și sora i-a spus păstorul, zis, frate, gândiți-vă că suntem căsătoriți de atâția ani și ăsta odată nu mi-a zis că mă iubește. Am rămas șocat. L-a chemat deoparte. Uite ce spune soția ta, printre altele. Și a zis, frate, eu când m-am măsurat, i-am spus că o iubesc. Și așa rămâne. Dacă se schimbă, o anunț. Eu nu m-am schimbat. Se rup relații din cauza singurătății. Se rup relații din cauza faptului că ne izolăm. Și nu mai se rup relații. Nu știm și nu cunoaștem. Dormim, am putea să spunem, pe aceeași perină. Mai mâncăm poate din aceeași farfurie. Eu cu soția mea am încercat asta când am fost tineri. Numai că s-a întâmplat un lucru. Ea rămânea tot flămândă. Atunci avea 42-45 de kilograme. Nu a fost chiar indicat. Dar acum n-ar fi chiar rău să mai rămână flămândă. De la o anumită vârstă. Să nu-i nicio aluzie, da? De la o vreme prinde bine. Și să nu știi cu ce se frământă. Nu știi cu ce se frământă. Nu știi ce are în minte, nu știi ce are în inimă, nu știi. Nu știi. Și dacă nu cunoști, și dacă nu știi cu ce se frământă, nu știi nici la ce să te aștepți. Nu știi. Și flagelul acesta, singurătate, din nefericire, este prezent și acolo unde sunt copii mulți în casă, unde e familie mare și unde am auzit nu o persoană, ci dumneavoastră, care au venit și s-au mărturisit și au spus, frate, n-am pe nimeni. Nu înțeleg cum n-aveți pe nimeni. Păi dumneavoastră aveți soț. Dumneavoastră aveți copii, ați căzut o casă de copii. Copiii lor la rândul, n-am pe nimeni. Sunt singură. Sunt singur.
Pentru că la poarta noastră, la porție dumneavoastră, e flagelul ăsta, vrăjmașul ăsta, singurătate. Și cea mai mare problemă este în dreptul adolescenților și a tinerilor. Și vedeți dumneavoastră, încă o dată spun, comunicările sunt niște mărăieli așa, niște jumătăți de cuvinte, niște trasmi, nu știi ce port, nu știi. Nu știi copilul tău ce duce, ce spune, ce gândește. Pentru că reușește să se izoleze în casa ta, în familia ta. Un al doilea vrăjmaș la care vreau să fac referire astăzi este anturajul. Sunt și anturaje bune, dar astea nu sunt foarte multe, dar sunt anturaje bune. Cunosc în special și cunoașteți și dumneavoastră în zona diaspora și am văzut chiar din zona în care noi am crescut. Am văzut tineri, spre exemplu, sau familii tinere care s-au dus în diaspora. După părerea mea, la noi în sat, n-ar veni niciodată la biserică, n-ar fi venit. Dar anturajul, locul de muncă, prietenia cu familii din biserica pentecostală, cu tineri, i-au dus în adunare. Și sunt anturaje și obiceiuri bune. Și Biblia vorbește despre asta. Dar sunt anturaje foarte infecte și foarte dăunătoare. Poate majoritatea aveți copii. Aveți careva dintre dumneavoastră copii, să zic așa mici, de 3, 4 ani, 5 ani, care au mințit vreodată? Aveți? Aveți sau nu? Oameni buni, dacă n-aveți, aleluia. Dar vă întreb, i-ați învățat dumneavoastră să mintă? E cineva aici care și-a învățat copiii să mintă? Da? Dar ei de unde știu să mintă? Cine i-a învățat să mintă? Că eu nu sunt întâlnit cu diavolul să-i dea o lecție, eu îți dau o lecție de minciun. Că el e tatăl minciun. Ni s-a întâmplat când locuiam la apartament, la bloc, copiii noștri să vină în casă să spună prostii. Cuvinte de înjurături. Și primul lucru mă vine în casă. M-ai auzit pe mine să vorbesc așa? Nu! Bă, te mai trebuie? M-ai auzit pe mine? Nu! De unde învățai asta? De unde ai învățat? V-am mai spus probabil asta, eu am predicat, am slujit 15 ani în penitenciarele din Transilvania, Aiud, Gherla, Târgu Mureș și cel mai mult Bistrița și Târgu Mureș. Am consiliat și am stat de vorbă cu sute de deținuți în pușcărie și unii care au ieșit din pușcărie. Oameni cu fapte grave. Niciunul dintre ei nu mi-a spus, domnule, eu mi-am propus când am fost de mic să fiu infractor. Mi-am propus să fiu hoț. Mi-am propus să fiu, Nu. Toate au plecat de la un anumit context, de la un anumit anturaj. Dacă familia a fost cu probleme, dacă zona și cei mai mulți au crescut la casa de copii au fost cu probleme, îmi spunea unul, domnul Bujor, ascultă-mă bine, eu până când am crescut mare, mai mare, am furat pentru alții, că am fost obligat să fur pentru alții. Dar după ce am crescut mare, am început să fur pentru mine. Și eu am asta sângele meu, eu le-am cu astea pentru că asta a făcut toată viața. Dacă dumneavoastră vrei să mă pocăiești, vrei să mă faci înger, dar nu funcționează, domnule. Pentru că în sângele meu există hoție, știi ce înseamnă asta? Hoție. Și eu când intru într-o anumită încăpere, eu primele mele, așa, toate antenele mi se ridică, să văd ce și cum aș putea. Și să mă vindec de asta. Asta nu e simplu, domnule. Pentru dumneavoastră e simplu să spui, oh, că ai crescut normal, într-o familie normală, cu niște oameni normali, într-o familie cu părinți normal, dar n-am crescut în anturajul și familia mea și creșterea mea a fost în altă. Anturajul. Sunteți atenți la prietenii copiilor dumneavoastră? Sunteți atenți cu cine ies?
adolescentele dumneavoastră, dacă le aveți? Sunteți atenți? Întrebați asta. Mă duc cu... Cine-s colegii? Știți că Dina, fata lui Iacov, a ieșit să vadă fete? Așa scrie Biblia. Numai că nu știu câte fete au văzut. S-a durat o nenorocire, o dramă, o tragedie. Care după sine a adus alte drame, alte tragedii, alte nenorociri. Anturajul bolnav, anturajul nesănătos, este la poartă. Noi am construit și nu o să sunteți parte a unui liceu creștin în Cluj. Și am cunoscut frați slujitori care au spus, domnule, eu nu o să-mi dau niciodată copiii mei la o școală creștină. De ce? Copiii mei trebuie să fie exemple într-o școală laică. Numai că întâmplător m-am întâlnit cu una dintre fetele acelui frate, după ani de zile, și din punctul meu de vedere, nu prea cred că a putut ea să influențeze pe colegii ei. După modul cum am văzut-o îmbrăcată și mai avea și ceva lănțișoare și ceva aranjamente din astea mai interesante, pe care pentru mine e greu să le înțeleg în spectrul nostru evanghelic penticostal, pentru unii ușor să le înțeleagă, nu prea a influențat ea, fiica lui, pe cei din clasă. Se pare că mediul mai mult a influențat-o pe ea. Știți că în Proverbe este mesajul acela despre fiul căruia îi se dă o învățătură. Dacă niște răi vor veni să te caute, să te provoace, să-ți facă propuneri, nu te duce cu ei. Nu te duce cu ei. Pentru ei cursă. Nu fiți indiferenți cu cine se împrietenește fiica dumneavoastră. Băiatul dumneavoastră, în ce anturaj se mișcă, nu fiți indiferenți. Și nu vă bazați pe faptul că s-ar putea el să influențeze atât de pozitiv pe ceilalți, cât el poate fi influențat. Una dintre cea mai mare problemă a vremii care trăim sunt drogurile. Frați păstori, aveți tineri care se droghează în biserică? Răspunsul e nu. Dacă mă întrebați pe mine, frate Bujor, aveți tineri care se droghează la Betania? Și ce vă răspund? Nu știu. Dar dacă m-ați întreba, ați avut vreunul dintre copiii dumneavoastră care s-a drogat? Și ce vă răspund? Da. Și mai ești păstor? Da. Dumneata președintele comunității? Da. Nici nu știți ce ne paște. Nici nu știm cât de periculoși vrăjmașii de la poartă. Nici nu știm. Să nu vă îngăduie Dumnezeu să treceți pe acolo. Pe noi Dumnezeu ne-a îngăduit. Pe mine și soția mea Dumnezeu ne-a îngăduit. Și au fost multe lacrimi. Și au fost multe rugăciuni. Și într-o noapte, când am primit un telefon de la un prieten, să-mi spună pe unde o dras la mea și ce face. M-am coborât cu luminița din pat
Și ne-a pus în genunchi amândoi. Și a spus lui Dumnezeu, eu nu pot să-ți condiționez nimic, dar într-o zi voi închide și Biblia și agenda. Și într-o zi voi pune, fraților, nu mai pot să merg mai departe. Și mă, o lună și jumătate, două luni, într-o mare seară, o seară nu specială, obișnuită de rugăciune la Betane, a venit o persoană trimisă de Duhul lui Dumnezeu. Și am avut un mesaj profetic. Bărbatule, care te-a pus în fruntea acestei biserici, așa îți vorbește Domnul. În scurtă vreme am să mă ating de o draslă din casa ta și am să fac o mare lucrare de transformare în viața acestei odrasle. Am mai fost încă vreo 5-6 luni de plâns și de rugăciune. Dar Dumnezeu e credincios. Slăvit să fie El. Și Dumnezeu a intervenit. Și am mers undeva în Austria cu soția mea în perioada când odrasla aceasta s-a întors la Domnul. Și am fost invitat să predic la o conferință de tineri. Și înainte de asta, cel care conducea zice, băiatul dumneavoastră, poate să spună ceva? Nu a spus niciodată nimic. Eu nu știu, treabă pe el. Era în dragostea din tâi, atunci s-a întors la Domnul. De ceva vreme. Când s-a ridicat băiatul nostru și a început să spună despre anturajele lui, despre cum a fost prins în mreaj, despre modul cum a lucrat diavolul, despre toate, soția mea care este aici, am rămas speriați. Și toate acestea, știi ce se întâmpla? Nu dincolo de poartă, frate Neluțu, dincoace de poartă, în casa pastorului Vasile Bojor. Și toate acestea, datorită unui anturaj dăunător, infect. Știți cât de ușor a renunțat Roboam la sfatul bătrânilor? Și s-a înțeles cu anturajul lui. Că a avut mai multă încredere în cei de lângă el. Aici e marea problemă. Tu-l crești, tu-l porți la școală, tu-i cumperi de toate, tu-i dai mai multe decât trebuie, tu te sacrifici. Și el are încredere mai mult în prietenii lui, în cei de vârsta lui. Tu, tata și mama, devii dușmanul lui sau ei. Și cei care nu au ajutat cu nimic niciodată, ăia sunt cei mai apropiați. Și ei și anturajul îl desparte de tine. Dacă fiul risipitor din casă a avut problema necomunicării, ăla care a plecat de acasă, pentru el anturajul era mai mult decât tată. O la tot, s-a dus departe și a trăit o viață. Păi l-a învățat tata să fie destrăbălat. O văzut în casa tatălui așa ceva, acolo era rugăciune, acolo era sfințenie, acolo era frică de Dumnezeu, acolo a mers la biserică. Pentru că anturajul e ca un magnet păcătos, puternic, care poate să dezlipească copiii de familia ta. Și iertați-mă, anturajele despart și soț de soție. M-auziți?
Păziți-vă să aveți prietenii din astea. Ia! Eu nici n-am vreme să am prieteni. Și nici nu-i stilul meu să am prieteni și nici nu se bucură mulți ca să fie prieteni. Nu am problema, nu avem problema asta. Dar sunt unii, domnule, care atâtea prietenii și atâtea ieșiri împreună și atâtea povești împreună și atâtea discuții împreună și atâtea vacanțe împreună și atâtea ieșiri împreună și atâtea povești din intimitate împreună încât unii rămân împreună. Da, asta nu-i glumă. Un alt vrăjmaș care este la poartă, la care vreau să fac referire, în relația cu copiii noștri, percepția aceasta care e eronată, că părinții sunt niște supermeni. Superman. Adică creăm această imagine că noi, părinții, suntem foarte puternici. Dom'le, trebuie să recunosc că eu, în copilăria mea, ca și acum, eram tot neastâmpărat. Așa mă caracteriz. Acum încerc să, așa, am frică de Domnul și în lucrările Domnului, să fiu așa, mai energic, mai agitat. Dar de copil am fost neastâmpărat. Mă mai băteau copiii pe la școală. Ne băteau copiii. Mai mă băteau și ei. Mai... Dar de fiecare dată când mă băteau copiii mai mari, fugeam spre casă și știi ce spuneam? Ghiși, Neluțul, ce spuneam? Te spun eu la tata. Dar asta nu era că te spun la tata. Credeam că tata, deși tata era mai mic așa ca mine, era un om așa bine. Eu credeam că tata e cel mai puternic om din sat. Și tata mă apără oricând. Asta era în mintea mea. Se întâmpla că mergeam acasă, că mă băteau copiii, tata mă întreba despre ce e vorba și uneori mă mai disciplina și dumnealui o tură. Era noi, pe vremea aia, era legiferată bătaia. O era, nu putea zona poliție. Miliția n-avea treabă, mai, poate mai urecheau și ei. Mă trimitea mama afară, tata aducea câte un car de lemne din aia din pădure și erau și crengi de alea subție. Și mama mă trimitea să-mi aleg o jordă. Zice, te duci afară să te aduci o jordă. Și bineînțeles că eu nu alegeam una. Mă mai trimitea o dată, până când o aduceam prin cea care trebuia. Și la noi la școală, ăsta, directorul școlii, avea un arătător care avea cel puțin... 2 sau 3 misiuni. Era și cu direcție de disciplinare. Mă rog, asta era viața. Cel mai neplăcut era când se întâmpla așa vorba. Voi sunteți cam de vârsta mea, ca vă știți. Deci cel mai neplăcut era cam așa. Cu un palmă mai mergea, mai trăgeam mâna, mai făceam noi câte o mișcare. Dar așa era cel mai complicat. Dar până la urmă așa s-a trecea. Când copiii mei au început să crească, lucram și la Arcalia și la Bistrița, Andreas, băiatul nostru, avea vreo 8-10 anișori și peste drum de noi erau niște băieți, nu erau pocăiți familie, avea vreo 7 copii, cred că. Tatăl lor era un bărbat adevărat, toată viața lui a fost cioban la oi. Așa, un om. Și copiii l-au bătut pe Andreas, nu știu ce au făcut cu el, l-au lovit careva și Andreas a uit în curte, supărat așa, și a început să plângă. Și am zis, ce s-a întâmplat? Mi-a spus ce s-a întâmplat. Dumneata niciodată nu, dar ce să fac? Du-te și bate-i pe copiii ăia. Că zic, mă, cum să mă duc să mă bat cu copiii, oameni? Și zic, taică-s-o, bate-l și pe taică-s-o. Pentru că și în mintea copilului meu, era că eu sunt cel mai puternic. Dar din nefericire, ascultați-mă, noi creăm același sentiment în mintea copiilor noștri. Ei pot să facă orice, tata plătește. Ei pot să aibă orice, tata se descurcă.
tata rezolvă. Dom'le, voi dormiți liniștiți până la 10, că tata se trezește la 5. O, e problemă, eu oricum eu, tata nu poate zi, doamne, el e obișnuit. Nu vă frământați, voi. Tata se frământă. Și tata e un rob, așa. Dă-i să meargă, nu mai are biserică, nu mai are rugăciune, nu mai are timp de Dumnezeu, nu mai are... Nu mai are. Tata este un robot care îi pus la dispoziția familiei să rezolve totul pentru ei. Și în percepția lor, totul rezolvă tata. Am și eu problema asta. Nevastă mea mai ceartă. Mă, mă, mai pune și pe ei, n-ai băieți. Asta că... Am băgat acum într-o zi în Beci, știți cum e în Beci primăvară? Cartofi stricat, mă, câte nu-s pe acolo, butoare, mă, trec golit. Am apucat așa de unul singur, seara trebuie să mă duc la evanghelizare. Păi am venit de la lucru, așa, între... Să-și nu mi se zice, bă, dar nu te înțeleg, mai băiesc cât e de mare, mă, să aici, dar... Pune și pe... Am o lasă, că... Am și problema asta pe care o avea și mama, sau are. Mama e în vârstă. Dacă nu fac eu, nu-i bine. Eu trebuie să pun mâna. Acum așa se întâmplă când e ziua acolo. Aia are o... fel de bolă din aia, nu știu cum se numește, dar e un fel de bolă. Dacă nu fac eu, nu-i... Că nu mă implic eu, nu se întâmplă. Se face, dar nu cum fac eu, trebuie să le... Poate aveți și dumneavoastră, sper să n-aveți. Tata lasă impresia și părinții că fac totul. Tot. Și n-au niște treabă. Imaginați-vă că și Esau o crezut asta. S-a jucat cu binecuvântarea, o vândut-o, o umblit de linte. Sigur că s-a întors făcând mâncarea aceea tatălui prea târziu și a realizat că binecuvântarea nu mai este pentru el. E dat. Când a auzit cuvintele tatălui său, Geneza, capitolul 27, versetul 34, a scos mari țipăte pline de amărăciune. Și știți ce a făcut? A apelat la ceea ce a crezut că toată viața e valabilă. Tata, rezolvă. Nu mai ai nicio binecuvântare, tată. Toată viața ta e rezolvată. Toată viața ta te-ai descurcat și m-ai descurcat. Toată viața ta. Fă și acum ceva. Nu mai găsești o soluție. Doar te-ai domnul soluțiilor. Numai că Isaac este nevoit să capituleze și să spună nici una fiule. Devenim niște zei așa fără închinare și uneori fără respect și fără recunoștință a copiilor noștri. Da. Știți că Avram avea 318 oameni născuți în casa lui? Mă puteți imagina? Biruise 5 împărați. I-a dat Dumnezeu o mare biruință. Geneza capitolul 14. Dar când mergea cu fiul lui spre Moria, să aducă o jertfă, ceea ce a făcut cu siguranță și altă dată, fiul se întreabă: avem lemne, avem foc, avem cuțit, n-avem mielul de jertfă. Și aștepta un răspuns de la tată. Și Avram putea să spună: fii liniștit, tata, rezolvă, nu te neliniști. Tu n-ai voie să ai stres. Ca roșii n-au voie să aibă stres. Să nu fie stresați cumva. Și tata capitulează puternicul Avram și spune: mă depășește, dar Domnul va purta de grijă. Aici este marea problemă. Nu-i lăsăm pe copiii noștri să-și lege
perspectiva și viitorul de Dumnezeu și își leagă de noi. Și am impresia că noi suntem niște supermen și suntem niște oameni invincibili și foarte puternici. Că impresia asta o transmitem noi. Că așa îi formăm noi. Și formându-i așa, iertați-mi expresia, creștem niște handicapați, niște dependenți de noi. Deci există o singură soluție care rămâne. Și soluția aceasta întotdeauna e Dumnezeu. Și copiii noștri și generațiile care vin, spunea fratele, ce va fi cu generațiile care vin? Și ce va fi? Depinde ce transmitem noi. Generațiile care vor veni, vor fi moștenitoare a ceea ce transmitem noi. Dacă transmitem mesajul că suntem limitați, nu le facem pe toate, nu le putem face pe toate. Și încă ceva, să lăsăm să aibă relațiile lor cu Dumnezeu, să aibă întâlnirile lor personale cu Dumnezeu și să aibă experiențele lor în durere, în greutate, în încercare cu Dumnezeu. Lăsați-i să se confrunte singur cu realitățile. Creați cadrul în care să aveți capacitatea să vă trageți înapoi, ca să puteți să-i formați ca oameni, ca oameni puternici, ca oameni care depind de Dumnezeu și toată dependența lor să nu fie de noi, de Dumnezeu. Că noi astăzi suntem, mâine nu se știe, dar Dumnezeu rămâne veșnic. Și generațiile care vin au nevoie de Dumnezeu și au nevoie să-și ancoreze credința lor în Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să lucrăm. Vrăjmașul acesta este atât de mare, atât de puternic. Văd frați care nu vin la biserică niciodată peste săptămână, la noi la biserică, niciodată. Văd oameni care niciodată nu vin la rugăciune, niciodată, sau foarte puțin. Și asta din cauza faptului că au niște obiective atât de înalte. Și în special, dacă stai de vorbă cu ei, domnule, pentru ce? Pentru copii. Pentru copii. Și nu-i rău să ajutăm copiii, dar e rău să-i legăm dependenți doar de noi. Și ce spunea Psalmul 78 și vă citesc versetele acelea, pe care sigur le cunoaște, se predică atât de des pe la binecuvântări și nu numai, despre părinții care să le povestească copiilor lor. Și la un moment dat spune versetul 7 sau versetul 6, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni, vorbind de legea Domnului, după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre a copiilor lor. Pentru că aceștia, ce să facă? Puteți să citiți cu vocea ta. Să-și pună încrederea în Dumnezeu. Știți cât de important este asta? Dacă noi am fi vorbit doar despre experiența părinților noștri care au avut experiență, nu e suficient. Copiii noștri trebuie să aibă experiențele lor cu Dumnezeu, ei să-L cunoască pe Dumnezeu, ei să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, ei să aibă daruri spirituale, lor să vorbească Dumnezeu în mod personal, ei să aibă experiențe cu Domnul, ei să trăiască asta. Dar dacă noi îi tot protejăm, dacă noi tot nu îi lăsăm, iertați-mi expres, poate că noi îl ținem pe Dumnezeu departe de ei, fără să vrem, crezând că face bine. Pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, ei să-și pună încrederea în Dumnezeu. Pe ei se auzi vorbind, am experiența asta, am trăirea asta, am văzut asta, am trecut prin experiența asta, Dumnezeu a fost cu mine. Pentru că vrăjmașul acesta este atât de puternic în vremea aceasta. Văd părinți îngenunchiați, văd părinți care, așa cum am spus, nu mai vin la biserică, nu mai au relație cu Dumnezeu, pentru obiective atât de mărețe pe care ei și le-au pus în lumea aceasta ca să își realizeze familia, să își realizeze copiii. Mă filmați? Bine să știu asta.
bunurile materiale fără Dumnezeu sunt niște idoli. Auziți? Niște idoli. În garajele noastre, niște idoli în casele noastre, niște idoli la noi, ai noștri. Bunurile materiale fără Dumnezeu. Un alt vrăjmaș la care vreau să fac referire. Și aici am... sunt în culpă și eu și Luminița, puțin așa. Conceptul de favorit. Cei care aveți copii mai mulți, nu are importanță, mai mulți sau mai puțini, cu unul nu ai problema. Dar deja de la doi în sus poate apărea. Pe el parcă îl iubești mai mult. A? Cu el parcă altfel de cu ea. Ce e asta? Dar păi, dacă ajungi și să le poți da pentru cei care... E foarte complicat. Ei știu mai bine contabilitatea decât dumneavoastră. Este tendința asta, să-i favorizăm pe unii. Noi avem 13 nepoți și unul e favorit. Noi ne justificăm de ce e favorit, că mama lui a fost vreo două luni bolnavă, foarte bolnavă. El avea 6 luni atunci, Lumița l-a încercat, noi ne-am întors în istorie 2 luni de zile. Eu noaptea cu el în brațe, așa, de 3-4 ore, ca pe vremuri. Și lucrurile s-au așezat, totul e bine, dar acum ai... Și acum azi noapte dormi la noi. Azi dimineața era să nu mai poți scoate pronunța din casă, că nu-i s-o trezi copilul, să-l schimbe, să-l pregătească, să are aproape 3 ani, ca să putem veni. Și ceilalți, noi discutăm cu ei, știți contextul. Da, dar se pare că nu-i chiar confortabil. Că dintre 13, de ce unul? Nu știu cum rezolvăm problema asta, Lumiță. Că suntem în conflict cu Biblia acum. Și cu ce predic eu? Știți că Esau era iubit mai mult de tata? De ce? De ce? Îi plăcea la tata, care adevărat. Eu nu prea scu astea. Mai cheamă câte o frate, vin, mă, nu le am, nu mă pricep eu. Dar sunt unii care... Se pare că Isaac avea deschiderea asta, domnule, nu-i prea plăceau găinile de casă. Plăceau pe mine curcanii aia de mult. Lui a spune, mânca din vânatul lui. Mama, în schimb, îl iubea pe... De ce? Ăsta știa să spere vasă. Cu asta mai am și o trecere pe la bucătărie, că nu prea știu să fac absolut nimic, dar mai spăl vase. În rest, așa, paralel, unii sunt unii bărbați, că știu să facă mâncare, știu să... Bă, felicitări, frumos. Nu, eu nu le-am cu asta, dar mai spăl vase. Cred că asta făcea și ea. Era acolo pe aproape, cu minte, liniștit. Și fiecare era cu povestea lui. Fiecare era cu iubirea lui. Și când apare un bun care se numește binecuvântare, ce se întâmplă? Fiecare vine cu favoritul lui. Și fiecare încearcă să tragă sforile în varianta la care el își dorește. Dar asta creează discordie în familie. Uiți. Pentru că Iosif era iubit de tata și se știa. Și datorită acestei iubiri îi mai face și o haină specială. Frații lui îl iubeau pentru că îl iubea tata. Da? Prea. Poziția de favorit nu e corectă, dar de defavorizat e corectă?
A? Îl anunță prorocul pe Isai. Bă, pregătește-ți casa, că viu să aducem o jertfă. Și pregătește-ți toți copiii, îmbracă-i frumos la patru ace, pe toți, după condițiile de atunci. Și vin la sărbătoare. Și Biblia spune că au trecut prin fața profetului toți. Și erau 7. Și profetul intră într-o... Bă, probabil Dumnezeu nu m-a trimis aici. Ceva nu e în regulă. Ăsta nu. Și îl întreabă pe tata. Ăsta-s toți fiii tăi? Dintre cei care sunt calcule, da. Dar mai este unul care nu-i calcul. Nu-i. Dintre cei favorizați, toți sunt aici. Dintre cei care eu m-am gândit că ar trebui să fie, toți sunt aici. Dar e unul care se întâlnicește cu altceva. Îi plac miei, oile, capră, cu câinii, prieteni. Poate cu cai. Nu stăm la masă până nu vine el. Și spre surprinderea profetului și a părinților care aveau socotelele lor, când l-au văzut profetul, a zis: Domnul, scoală-te, unge-l, că defavorizatul este favorit. El e împărat. Mare problema asta. Din nefericire negociem, ne ferim să facem asta, dar ajung și la noi, pe la comunitate, tot felul de acuzații. Frați care se dau în judecată, frați de corp, care ajung la tensiuni mari, familii care nu se mai pot vedea. Din cauza faptului că părinții n-au fost atenți și părinții au fost cuprinși de flagelul acesta al favoritismului. Este o mare problemă. Mă grăbesc și mai am un punct. Un alt vrăjmaș care este la poartă și acesta este foarte puternic, este conflictul dintre ideologii, dintre generații. Foarte mare. Mereu părinții aud expresia asta. Tată, dar nu mai suntem pe vremea dumneavoastră. Dar pe vremea asta nu a fost, dumneavoastră. Nu a fost bine. Nu a fost pe vremea asta. A fost rău? Nu se mai căsătoresc ca pe vremea voastră. Păi nu se mai căsătoresc ca pe vremea noastră, dar se pare că nici căsătoriile nu mai rezistă ca pe vremea noastră. Că nu se căsătoresc ca pe vremea noastră. Nu le putem îmbrăca ca și pe vremea noastră. Nu le putem îmbrăca. Dar ne îmbrăcăm ca pe vremea voastră și sunt atâtea păcate și derapaje, începând de la păcatul la nivelul minții, al ochilor, al cugetului și până la multe altele și din cauza asta. Mai pot tinerii să fie ca pe vremea dumneavoastră. Pe vremea noastră, noi făceam naveta la Bistrița. M-am hotărât cu Luvița să mă căsătoresc. Sigur că tineri, ea când mai era la școală și eu cum am fost mai în vârstă, aveam 19 ani, m-a așteptat-o să gate școala. Asta 12. Și ne permitea, că mai luneca, mai era iarnă, mai ploua, să o mai țin așa de mână, mergând spre... Dar mergeau 100 de oameni, făceau naveta de noi din sat. Și am fost chemat la comitet, dacă făceau proces verbal, nu mai eram păstor. Am fost chemat la comitet și am zis, frate, trebuie să fii cu minte. Păi îs, trebuie să fii serios. Nu, no, știi ceva? După ce te căsătorești, o duci pe Lunița de mână.
Ai înțeles? Nu prea am înțeles. Trebuie să recunosc. Dar am înțeles că trebuie să înțeleg. Nu spune-le acum, frate, are derapă. Ce e asta? Hai, prostă. Zi-a prostă. Da. Generațiile sunt conflictuale. Și generațiile, nu vorbim de generație din biserică, generație din familie. În familie sunt conflicte între generații. Cu privire la vorbire, la comportament, la îmbrăcăminte. Eu încerc să fiu cu minte, așa, când mă străduiesc, dar nu reușesc totdeauna. Vă zic așa la unul dintre băieții mei, eu început să-i cresc așa o... El nu vine la învon, nu, dar eu cresc așa o... Și mai zic așa, mai serios, mai... Zic, tata zicea că bărbații serioși se aranjează, se bărbele. Ăștia neserioși îți mai lasă câte o mustață. Tu văd că ai și bar, nu știu cum să zic, dacă tata a avut dreptate sau... Mai râde, se mai aranjează, iar se mai dezaranjează. Dar pot să spun că e păcat ăsta. Doamne, dar suntem de o altă factură, de o altă generație. La un moment dat am apărut într-o biserică, frate Daniel, era așa o întâlnire mai interesantă, 80%, bă, dacă mai viu pe aici, trebuie să fac cumva, să mă aranjez cumva, să las-o, ca să mă sincronizez, că altfel... Luița lui de acord cu asta, așa cum mă mai apăr și eu cu ea, dar... Sfârșit. Nu-i de acord să-mi las barul. Și nici nu cred că am încercat vreodată. Ieremia, capitolul 6, versetul 16, este celebru acela verset. Aș sigur că are conotația lui și are înțelegerea lui, în care Dumnezeu trage ca un semnal de alarmă și spune... Stați în drum, așa vorbește Domnul, stați în drum, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sutele voastre. Dar ei răspund. Ce răspund? Mă, dar luați-vă șose! Nu înțeleg, n-am înțeles. Au două zi, m-am plicat la învol, la petare. Și-am zis, bă, fraților, dacă trebuie să cumpărăm șosete... Păi zice, nu, da, frate, da, au șosete. Numai că nu se văd. Deci, mod asta, nu înțeleg, mă, oameni buni. Așa, niște pantaloni cu tendință scurtă, nu știu, nu aveți pe dumneavoastră. Și nici să nu aveți. Așa, niște pantaloni, la băieți, tendința așa scurtă, costum și Adidas, a, pantaloni de costum, Adidas, și picioarele goale. Așa, parte de jos. Pavel, ăștia n-au bani de șosete. Nu mă cauze ce, dar nu se văd. Așa se port. Cum așa? Așa se port. Și asta nu e cel mai grav. Cel mai grav. Că dacă se văd, mă rog, zona aia de la picioare, poate nu e cea mai... Da. Vin surorile tineri în față și cântă. Și nu, că n-au pantaloni. Dar au niște fuste. Și noi care toți stăm acolo în față, voi aveți o postă mai confortabilă aici. Bună. Le vedeți din... Noi le vedem exact din spate. Mai ales am avut un... Când avem botez, la noi se ia amvonul jos, stăm în față acolo, se mută amvonul și cântăreții nu mai au loc. Și vin acolo și se pun așa... Odată a venit una într-un grup, eu nu știu ce e, din Germania, nu știu unde, neam cu nu știu cine. Doamne, pe lângă faptul că avea o fustă așa scurtă, foarte strânsă pe ea, s-o și împins așa cu spatele până spre mine, așa. Nu chiar mă sufocam, dar m-am mutat de acolo, mi-a tras calul și m-am dus dincolo. Astea sunt bisericile noastre. La noi. Aranjamente, acum e vară, vine vara. Aranjamente din astea, deschise, spatele gol.
mai vorbesc de alte zorzone care apar și care sunt. Și toate acestea înseamnă niște fanatisme. Bă, frate, sunt fanatici. Asta e de vreme. Pentru că generația care vine are altă orientare. Nu, nu și-a spus unul. Dom'le, ne-am dus la biserica cu tare din Cluj, pentru că dacă mai suntem la voi aici la Betania, ne stricam stilul. Nu stric stilul, dom'le, nu. Mă plafonez. Voi sunteți și oameni plafonați aici. Aveți mintea și suntem plafonați. Pentru că generațiile care vin au altă formă de orientare, au altă formă de închinare, au altă formă de prezentare. Noi vorbim despre Duhul, despre botezul cu Duhul Sfânt, ei vorbesc despre mișcări. Noi vorbim despre pocăințe, ei vorbesc despre dansuri. Și la noi vine Duhul Sfânt postind și rugându-ne și stăruind, și la ei vine Duhul Sfânt. Și conflictul acesta dintre generații nu este simplu. Dar se pune întrebarea. Bă, frate, dar ei nu sunt tot în biserica pentecostală? Ce răspuns Daniel? Ba da. Dar nu sunt toți păstorii aia care e apro? Ba da. Nu sunt colegii voștri? Ba da. Și care răspuns? Păi că așa vreau eu aici. Păi cine ești tu, bujor, ca să vrei tu? Ce e de crezi tu? Ce e biserica ta? Și vrăjmașul ăsta nu mai e la poartă. Ăsta e în casă. Oameni buni, drogurile, divorțul, flagelele acestea periculoase sunt între noi. Și pentru un singur motiv. Știți care e motivul? Am renunțat la valorile spirituale autentice. Am îmbrățișat formalisme religioase și formalisme pentecostale. Formalisme. Și nu avem esența. Și nu avem realitatea trăirii cu Dumnezeu așa cum ar trebui. Și soluția este să ne întoarcem din toată inima la Domnul. Îmi place de Isaac. Și-am mai dat exemplul acesta și cu alte ocazii. În Geneza, capitolul 18, Biblia spune că... Geneza, capitolul 26, Biblia spune că a fost o perioadă de criză. Nu mai era apă. Erau animale, erau, trăiau bine. Și dumneavoastră, cu toată plângerea care aveți, trăiți bine. Știu că niciodată nu s-au plâns oamenii cum se plâng astăzi, dar niciodată n-au trăit așa bine ca astăzi. Niciodată. M-auziți? Niciodată. Niciodată n-am trăit așa bine ca astăzi, din punct de vedere material. N-am avut condiții de astăzi. N-am avut. Păi ce, noi aveam 5-6 copii, n-aveam mașină de spălat. Automat. Aia, albalul zela, care funcționa el, cum putea. Noi l-am văzut pampersul. Ce pampersul, domnule? Ăla soția mea la scuteci, eu le limpezeam, cum ajutam. Eu eram în a doua și a treia tură, cu ligienele, pe acolo mă mai băgam și eu. În prima fază nu prea intram, că nu prea le avem cu astea. Dar în zona cea mai, unde erau lucrurile mai spre limpezire, mai încercam și eu să ajut. Isaac și-o dat seama de realitate și-o zis, avem o problemă. Avem boi, avem oi, avem bogăție, avem de toate. Avem robe, avem roabe. Ne-au umplut bogățiile acestea, toate terenurile și toată zona și toată țara. Dar avem o problemă. Nu avem apă. Și vă citesc versetul 18. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram.
Au venit filistenii și au stupat izvoarele curate. Și au venit specialiștii postmoderni în teologie și au spus, vă aducem noi Duhul Sfânt în adunare, vă învățăm noi. Și am făcut studii peste studii care nu-s rele, dar ne-au crescut așa un cap mare. Și totul interpretăm, și totul știm, și totul cunoaștem. Și ne-a scăzut inima și relația reală cu Dumnezeu. Și Isaac a zis, tata a băut apă curată din izvoare curate. Ne apucăm de săpat. Din experiența mea vă spun că e mult mai ușor să sap o altă groapă decât să desfunz o groapă astupată. Am făcut asta, știu ce înseamnă asta. Dar Isaac a spus, ne apucăm de săpat. Și săpăm până bem, dăm de apa curată din care au băut înaintașii noștri. Aia e apa care aduce viață. Biserica pentecostală trebuie să se întoarcă la asta. Generațiile care vin trebuie să bea din apa curată, că altfel nu este viață. Și ne rugăm Dumnezeu să ne cerceteze. Vrăjmașul aduce gunoaie, aduce apă alterată și aduce apă îmbuteliată, spunând că e mai bună decât aia de la izvor. Eu vă spun că aia de la izvor, de la izvorul sfânt, care țișnește de sub pragul casei lui Dumnezeu, aia aduce viață. Și Biserica Pentecostală are nevoie de asta. Mă opresc spunându-vă că la poartă este drumul spre pierzare, spre moarte sau spre viață. Mă auziți? La poartă. Capitolul 7 din Luca reține acel aspect în care o mulțime mergea spre moarte, spre cimitir și aduceau cu ei un tânăr mort și o mulțime venea spre cetate și în fața lor era Domnul vieții și s-au întâlnit la poartă. Și imaginați-vă că exista scenariu ca cei care veneau înspre să se întoarcă cu cei care mergeau spre moarte. Exista scenariul acesta. Numai că împreună cu ei, cu cei care veneau, era Domnul vieții, Iisus Hristos. Și Biblia spune, a biruit viața. Nu mai plânge. L-a prins pe tinerul acela care era mort de mână și a spus, tinerule, scoală-te. Și în fața tuturor, tinerul s-a sculat. Și la poartă a biruit viața. Îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casele. Dumnezeu să binecuvinteze familiile. Domnul să vă cerceteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Dacă există deja flagelul singurătății în viața dumneavoastră, a soțului, a soției sau a copiilor, Dumnezeu să mustre acest duh. Dacă există anturaje infectate, dăunătoare, care pot să aducă despărțirea de Dumnezeu, care pot să aducă derapaje spirituale, sau dacă sunt copiii voștri, sau tineri, sau adolescenți, prinși în astfel de anturaje, ne vom ruga ca Dumnezeu să-i elibereze. Domnul are putere și se aducă Dumnezeu în anturajul spiritual, în biserica Domnului, cu frică de Domnul, ca să vă restabilească pacea și bucuria. Să nu transmiteți mesajul, dacă l-ați transmis, pocăiți-vă de asta, nu sunteți super puternici. Peste noi, deasupra noastră, cel mai puternic rămâne Dumnezeu. Și copiii noștri trebuie să se încreadă întotdeauna în Dumnezeu. Feriți-vă de conceptul acesta de favorit. Încercați să fiți într-un echilibru, pentru că este un mare
dușmani. Atenție la conflictul dintre ideologii. Cu multă înțelepciune, cu multă frică de Dumnezeu, trebuie să le transmitem generațiilor care vin, că nu suntem împotriva lor, dar suntem împotriva unor manifestări care sunt dincolo de principiile sfinte, că promovăm valorile spirituale autentice și vrem să bea apă curată, să fie Duhul Sfânt peste ei, să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, să aibă darurile Duhului Sfânt, să aibă manifestările reale ale Duhului Sfânt și Domnul să întărească lucrarea care vine. Pentru că biserica se înmulțește și se întărește cu ajutorul Duhului Sfânt. Lăudat să fie Domnul! Și să credeți întotdeauna. Atunci când se întâlnește la poartă moartea cu viața, întotdeauna va birui viața. Chiar dacă uneori percepția este că nu mai sunt șanse, că este totul pierdut, cel care are putere este Dumnezeu. La un moment dat, eu și frații mei, toți eram în afara bisericii. Pentru că locuisem vreo 6 ani în zona Timișoarei, acolo n-am avut biserică, n-am avut relație cu Dumnezeu. Adolescența și o parte din viața mea ca și tânăr am trăit-o acolo, dar Dumnezeu a avut milă. Asculta rugăciunile, Domnul ne-a întors la el, mai avem un singur frate care nu-i întors la Domnul, dar Dumnezeu a lucrat și în viața lui și este Dumnezeul care este puternic peste moarte. Să vă binecuvinteze Domnul și împreună cu familiile voastre, când veți sta de vorbă cu vrăjmașii la poartă, să nu rămâneți de rușine, să fiți biruitori în numele lui Iisus Hristos. Amin. Timp să mă uit peste bilete, dar o să încerc așa să fiu spontan ca de obicei. Erau două bilete asemănătoare, le-am observat imediat. Și de asta am vrut să le... Da. Deci două bilete care spun cam același lucru. Întrebarea era cum poți să-ți aduci copiii adolescenți la biserică dacă aceștia nu doresc? Și o altă întrebare, când copilul refuză să vină la biserică, cum este mai bine să procedăm? Să-l obligi sau să-l lași? Lumea noastră este guvernată de cel puțin două legi. Cauze și efecte. Faptul că copilul nu mai vrea să vină la biserică nu este o cauză, este un efect. Credeți dumneavoastră că așa se poate întâmpla să se trezească, el tot vine la biserică, îi place, cântă, se implică și dintr-o dată se trezește dimineața și spune de asta nu mai văd la biserică? Nu se întâmplă asta. Deci în spatele acestei atitudini există un istoric, există o cauză. S-a întâmplat ceva. Și tu acel ceva ar fi trebuit să-l vezi înainte. Nu când copilul spune nu mai vreau să merg la biserică. Este deja un moment când s-a rupt relația. Întrebarea mea este cât de mult te-ai rugat cu el, dacă l-ai auzit rugându-se? Cât de mult ai fost atent ce face el în biserică când a fost în biserică? Dacă l-ai văzut că cântă, că se roagă, că se bucură, că are părtășie cu biserica sau n-ai văzut asta niciodată? Deci când este punctul acela că nu mai vrea să vină la biserică și are puterea să ți-o spună, deja vreau să spun că multe nu mai poți face. Aproape că
doar să te rogi. Să-l obligi, să-l duci la biserică forțat, poți să o faci pe anumită vârstă. Dacă l-ai dus de copil la biserică, dacă a fost la școală duminicală, dacă a fost în cadru, dacă a fost anturaj, dacă te-ai rugat cu el, dacă ai postit cu el, dacă ai avut o relație corectă cu el și cu Domnul împreună cu el, n-ai cum să ai șocuri de felul acesta. Șocurile și efectele acestea sunt datorită unei perioade pe care el a putut să o mascheze, să o ascundă, să trăiască o viață duplicitară și apoi să-ți transmită mesajul. Mă înțelegeți? Când are puterea să-ți transmită mesajul că nu mai vrea să vină la biserică, când se poziționează, deja este târziu să mai poți face altceva decât rugăciune. Nu mai poți interveni nici cu forța, nu mai poți să-i cumperi nici o bicicletă, să vină la biserică sau să faci alte artificii. E complicat. Deci trebuie să avem grijă la cauze. Să nu se ajungă acolo. Trebuie lucrat. Am citit undeva, nu știu cât este de real, că pentru demență, ca să nu ai probleme cu demența la bătrânețe, trebuie de la 45 de ani să începi să iei medicamente, să te tratezi. Nu știu cât de real asta. Dar tradusă la problema noastră, ca să nu ai acel efect potrivit căruia copilul spune în față, nu mai vreau să viu la biserică, trebuie să lucrezi din timp. Și Biblia spune, dacă îl înveți de mic, dacă te ocupi de el de mic, dacă ești atent de mic, dacă îl canalizezi de mic, când va crește mare, nu se va abate. Dar dacă n-ai făcut toate astea, s-abate ușor. Cum putem să avem o comunicare mai bună în relația părinte-copil? Depinde de ce ești dumneata și de ce este copilul. Noi nu toți suntem vorbăreți la fel. Noi nu toți suntem deschiși, sunt copii care sunt introvertiți. Mama copiii noștri sunt mari, dar printre copiii noștri, în momentul în care trebuia să se întâmple ceva, am avut copil la care am spus, te ridici? Și te duci și faci asta. Și se ridica și făcea asta. Și am avut un copil la care trebuia să transmit un alt mesaj. Așa cu un fel de troc frumos. Că nu funcționea cu te ridici și faci. Personalitatea copiilor este diferită. Temperamentul copiilor este diferit. Sensibilitățile copiilor. Eu nu m-am dat seama. La noi în sat era un țigan, Victoruț. Și Andreea avea vreo 10 anișori. Mergeam undeva la cules la porum, țin minte, și eram, nu că n-aveam mașină, eram cu cal, cu ștraifă. Și nu știu ceva s-a întâmplat și s-a urcat în ștraif, nu mi-a plăcut mie cum s-a urcat. Bă, Victoruț, i-am zis. Ne-am dus, eu nu am văzut că e supărat. Eram cu bunicii, erau părinții lui Lumița în viață. Și undeva pe la amiază ne-am pus să mâncăm acolo. Nu era felul 1 și 2. Era ceva zacuscă, slăină. Aleluia, foarte bune. Și am văzut că e un pic mai retras așa. Nu era deloc în apele lui. De ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? Și el așa cu deși Andreas e un băiat liniștit în comparație cu mine și cu alții. Așa, foarte hotărât, zice, știi ceva? Pe mine nu mă cheamă Victoruț. Am zis, trecuse vreo 3 ore, eu nici nu m-am mai băgat în seamă. Și mi-am dat seama de sensibilitatea lui. Datorită unor sensibilități pe care noi le ignorăm, pentru că suntem autoritari, suntem părinți, rănim și rana aceea lucrează și rămâne peste timp. Dar ți-am cumpărat o bicicletă, poți să-i cumperi 10 biciclete. Dar m-am purtat cu tine, s-au luat 10 apartamente.
Dacă nu ești atent la sensibilitatea lui. Pentru asta trebuie să te cunoști pe tine, să-ți cunoști copilul. Relația este ceva complex. Relația ține de ceea ce ești tu și de ceea ce este el. Copiii seamănă cu noi, dar nu suntem noi. Nu sunt noi, ei sunt ei. Ei au personalitatea lor, ei au pornirile lor, au gândirile lor și au așteptările lor. Și sensibilitățile lor. Și noi trebuie să fim foarte atenți la toate astea. Deci nu pot să vă răspund cum putem să avem o comunicare mai bună în relația părinte-copil. Pentru că la întrebarea asta nu pot să răspund pentru că nu știu despre ce vorbim. Trebuie să-ți cunoști copilul, să știi cât de mult, să știi cât de puțin, să știi cum te poți apropia de el, să știi cu ce funcționează și așa mai departe. Cunoașteți copilul. Cunoașteți. Să știi care sunt așteptările lui, care sunt sensibilitățile lui, care sunt vulnerabilitățile lui. Unde e vulnerabil? Și fii sensibil la toate astea. Și atunci vei dezvolta o relație corectă, potrivit cu ceea ce este el. Nu poți să pui un șablon pe toți. Noi avem 9 copii. Nu pot pune un șablon să spun, toți copiii mei se aliniază în forma asta că așa vreau eu, că eu sunt tata. Nu. Cu fiecare vorbesc diferit. Mă adresez diferit, asta nu înseamnă că sunt părtinitor, dar personalitatea lui, el este diferit. Formatul lui este diferit. Și ca să funcționeze, ca să mă accepte, ca să pot să fiu acolo unde vreau să fiu și să pot să ajung unde vreau să ajung, trebuie să-l cunosc și să mă raportez la ceea ce este el. Până la ce vârstă pot avea impact în viața copiilor, poți avea impact în viața copiilor tăi? Cel mai mare impact. Pentru asta ce spuneți? Dacă până la 18 ani nu te implici deloc, după 18 ani nu mai ajuți? Da? Cu bani. Și cu ea s-ar putea să-l nenorocești. Da? S-ar putea să-l nenorocești. Cu bani. Da, cred că și specialiștii spun, este o anumită vârstă când există acea afecțiune, acea percepție din partea copilului să te perceapă, să te... Eu cunosc familie care tata e de 24 de ani în America și băiatul are 24 de ani. Avea 2 săptămâni când a plecat tata. Și din nefericire, nu cu atâția ani, așa de mulți ani, dar aceste sunt frecvente. Și problema cea mai mare nu este doar că ți-ai lăsat copiii. Problema cea mai mare, din înțelegerea mea, este că unii pot să-și lase nevestele ani de zile. Ei sunt tineri, femeile sunt tinere. Și sunt așa, bărbați, puternici. Eu slab la asta. Nu mă angajez. Am fost odată 3 luni și 3 săptămâni în America, în 2004. Aveam viză pe 10 ani. Și când am ajuns la aeroport, le-am spus celor care m-au dus la aeroport, când mai vin vreodată în America, vin cu luminița. Și răspunsul a fost, dar ea n-are viză. Dacă n-are, nici eu nu mai am. Și de atunci am mai fost de vreo 15-17 ori, dar am fost cu luminița. Eu m-am ținut de cuvânt. Da, cred că vârsta copilăriei, perioada aceasta, cât putem să-i stăpânim între ghilimele, din toate punctele de vedere, are impactul cel mai puternic în viața copiilor. După ce încep să aibă și alte influențe, este mult mai greu. Dacă familia trebuie să aibă altarul zidit și focul să nu lipsească ca familie, poate să dăinuiască și cum ar trebui să aibă fiecare o rânduială? Mi-e greu să vă spun cum ar trebui să aibă fiecare o rânduială, în mintea mea există, dar în viața noastră de familie nu prea este. Că nici și noi
Nu avem o disciplină în familie, deci mi-am propus, ne mai adunăm noi și ne mai rugăm, dar nu avem o disciplină. Sunt familii care pot să facă asta. Și îmi doresc asta și e frumos asta. Cu copiii, cu toți copiii să fiu la rugăciune. Perioada de pandemie a fost extraordinară. Extraordinar. O lună și jumătate, toți copiii au stat la noi. Stăm și lângă Someș. Am avut libertate să ieșim pe acolo prin spate, nu vine nimeni să ne cau. În fiecare seară, fiecare seară, la noi în biserică a fost, la noi în familie a fost biserică. Fiecare seară, toți copiii noștri. Doi, trei cântau la acordeon. Ne rugam. Ne rugam cu biserica împreună pe Zoom. Doamne, așa a fost o binecuvântare. Chiar am spus, niciodată n-am avut așa o rugăciune susținută în familia noastră. Ceea ce mi-aș fi dorit sau mi-am dorit. Da, cred că trebuie să existe familia la rugăciune, cred că altarul acesta familie este foarte important. Cred în asta, vreau asta. Mi-am tot propus și o seară pe săptămână, la două săptămâni, să fie toată familia noastră. Dom'le, să o pun în agenda pentru familia noastră, să fim la rugăciune. N-am reușit. N-am reușit. Ne rugăm, ne întâlnim, ne rugăm, dar nu într-un mod regulat sau așa cum mi-aș dori. Cred că trebuie să existe asta. Să postească familia împreună. Da, și noi pe grupul familiei mai transmitem câte o zi de post, mai avem anumite obiective pentru lucrarea Domnului împreună, dar nu e suficient. Cred că a zidi altarul în familie este mult mai mult. Și cei care pot să o facă, felicitări, și trebuie să o facem și noi, cei care nu am reușit. După atâția ani de căsnicie, ce sfaturi ați da familiilor tinere pentru a avea căsnicie binecuvântată? Străduiți-vă să treceți peste 35 de ani împreună. Dacă reușiți asta, deja funcționează de la sine. Acum, noi ne-am căsătorit foarte tineri. Am fost cu culmița la grădiniță, am fost la școală. În sfârșit, suntem în același sat. Dar cu toate astea, au existat niște diferențe foarte mari între noi, foarte mari. Și cred că am spus-o pe la căsătorii pe aici. Eu după un an de zile i-am spus la Lumenița că va trebui să ne despărțim cumva, că nu va funcționa căsătoria noastră. N-are cum. Eu porneam cu a treia de pe loc, nu cu mașina, cu calul, bineînțeles. Ea era tot timpul cu piciorul pe frână. Nu se poate, domnul. Eu tot vreau să asta și... Dar până la urmă, frâna ei m-a păzit de multe ori să nu mă prăbușe. Eram de multe ori dus pe râpă, pe apa sâmbetii, vorba aia. Dacă nu era frână acolo. Eu am crezut că numai accelerația trebuie, dar după aia mi-am dat seama că e importantă și frână. Da? Pe de altă parte, nu suntem noi așa un exemplu, că nu ne-am certat niciodată. Noi ne-am mai certat. Adică mai mult eu cu ea decât ea cu mine. Dar avem o parte bună. N-a trecut nicio noapte să fim supărați. Sara ne-a împăcat odată. Nu știu cum. A, unul dintre noi totdeauna și-o cerut iertare. Nu vă spun care. Da. Dacă există frică de Dumnezeu, dacă există convingerea că Domnul v-a așezat împreună, dacă primează voia lui Dumnezeu și principiile Scripturii, familia rezistă. Mă înțelegeți? Asta este baza. Toate celelalte, eu nu cred în ele, nici în psihologi, nici în terapie, nici, nu cred. Da, nu trebuie să credeți ca mine. Eu cred în frica de Domnul, cred în pocăință, cred în principiile Scripturii și cred dacă primează relația cu Dumnezeu. Poveștile astea că m-a lăsat nevastă, a fugit cu nu știu cine. Eu nu cred asta. Tu unde erai? Tu unde erai? Păi tu ai avut o responsabilitate ca și preot în casa ta. Tu n-ai știut ce nevastă ai? Ai fost cu nevasta ta la rugăciune? Ai fost cu nevasta ta la post? Ai fost cu nevasta ta înaintea lui Dumnezeu? Ai avut tu grijă spiritual de familia ta? Păi m-am trezit, că păi de unde te-ai trezit? Oameni buni, suntem atât de vulnerabili și de predispus să transmitem vina pe unul singur, care a greșit. Și eu zic, da, ăla e vinovat. Dar de ce a ajuns acolo?
Unde eram eu? Unde erai tu? Unde erai tu ca bărbat care, repet, ai responsabilitatea de preot în casa ta? Tu să-ți duci familia la rugăciune, tu să fii cu ochii deschiși, tu să ai tot ceea ce trebuie să ai știind ce se întâmplă în jurul tău. Nu e acum subiectul despre divorț, poate o altă ocazie. Asta e o problemă interesantă, la care nu știu să răspund, dar îl citesc, cel puțin, că atâta știu. Dacă este permis într-o familie să se ferească de a avea copii care sunt o binecuvântare, e cam grea întrebare. Da. Deci ca și slujitor și slujitor tânăr, care m-am căsătorit foarte devreme și am avut și copii, nu mai mult decât alții, am avut copii. De multe ori am fost abordat în problema asta. Și am următorul răspuns. Ca și în orice situație, nu poți pune un șablon pe familie și să spui, Bujor are 9 copii, cine are 9 copii, în iad cu ei. Poți să spui asta. Eu cred următorul lucru. Noi suntem oameni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și călăuziți de Duhul Sfânt. Și la Biblie citesc și Duhul Sfânt ne învață și ne călăuzește. Acum, eu cred că și în subiectul acesta, familiile trebuie să fie călăuzite de Domnul cu Duhul Sfânt. Ce funcționează la mine, nu neapărat trebuie să funcționeze la alții. Ce se potrivește la mine, nu neapărat se potrivește în altă familie. Familiile sunt diferite. Dar, orice vine din, ce nu vine din încredințare este și orice te apasă și îți apasă cugetul, este păcat. Tu trebuie să cauți traseul, dacă pot să mă exprim așa, și în problema asta, ca să mergi încredințat că tot ceea ce ai făcut, ai făcut după voia lui Dumnezeu. Pentru că nu vei da față cu fratele Bujor ca să te judece, ci vei da față cu Dumnezeu. Și dacă Domnul a vrut să ai 10 copii și tu ai numai 7, tu vei răspunde de ce n-ai 10. Dacă Domnul a vrut ca să ai 7 și tu ai numai 3, tu vei răspunde de ce nu ai 7 și ai numai 3. Este problema ta. Dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să stăm la îndemâna lui Dumnezeu și să ne lăsăm călăuziți în toate lucrurile și în direcția asta. Doamne ajută-ne! Amen. Că este simplu să vii la păstor, păi frate, eu fac cum spui dumneata. Nu face cum îți spun eu. Fă cum ți se potrivește ție, pentru că tu și familia ta sunteți o entitate diferită și lasă-te călăuzit de Dumnezeu. Și Domnul să-ți dea putere să ai pace și liniște pentru modul cum tu faci asta. Și este și punctul 2 la același bilet, care e destul de complex, complicat. De ce se acceptă vopsirea părului, a unghiilor? Este bine ca un pocăit să fie ca lumea? Acum, la întrebarea asta, mi-e greu să răspund. Și în jurul meu mai sunt persoane care se mai obsesc și la noi la biserică. Noi ne străduim să, mai ales la mirese, la tinere, să le spunem să aveți grijă. În general ne ascultă. Asta este. Am tras tare și eu când mi-au fost copiii mici și am zis fără verighetă. Și soția mea îmi zicea, fii cu minte că copiii sunt mici. Nu striga tare că o să-ți crească copiii mari. Și când au crescut copiii mari, dintre ei mai purta și verighetă. Nu i-am dat afară din biserică.
că n-am dat nici pe alții. De exemplu, genele nostru mi-a spus clar, eu predau la universitate, acolo sunt fete, eu sunt căsătorit, nu pot să mă duc, să n-am niciun semn că sunt căsătorit. Este o lume cu mâini, domnule, este un mesaj pentru că sunt căsătorit, pentru că îmi protejez familia și așa mai departe. N-am vrut să spun, e păcat afară din biserică. Da. Să ne ajute Dumnezeu. Să scoatem și paiele, dar să nu lăsăm nici bârnele. Amen. Că atunci e mult mai complicat. Mulțumesc!